Se pare că oltenii renunță la tradiții. Dacă anii trecuți carnea de miel era la mare căutare, acum aceasta a fost înlocuită cu cea de curcan, pui sau chiar porc. Cu toate că oferta comercianților e vastă, iar prețurile mult sub cele de anul trecut, cumpărătorii vin, se uită și pleacă. Vânzătorii rămân cu marfa în galantare sau se întorc acasă cu animalele. În Olt sunt mai multe locații de unde doritorii își pot cumpăra carne de miel, în Slatina, Caracal, Balci, Osica de Sus și Izvoarele. Asta fără a mai pune la socoteală zecile de magazine și supermarketuri. La nivelul județului Olt avem autorizate sanitar-veterinar 6 centre de sacrificare a mieilor, autorizate temporar până pe data de 30 aprilie. Sunt deservite de echipe de medici veterinari ce au rol de examinare sanitar-veterinare a carcaselor de miel. Avem centre de sacrificare temporare la Osica, în Târgu Osica, în Caracal, Târgu Caracal, la Balș, Piața Agroalimentară, Hala de Brânză, după cum o știe toată lumea, în Slatina la fostul abator Strehareț, mai avem la Vulcele, în Târgu Vulcele, și la Drăgănești, Olt, în Piața Agroalimentară. Slătinenii, spre exemplu, își pot achiziționa carne de miel de la fostul târg din zona Strehareț. Comercianții le oferă acestora miei și ies la prețuri mult sub cele din anii trecuți. Și cu toate astea, pe la tarabe a cam bătut vântul. Puține persoane vor mai pune pe masa de Paște preparate din carne de miel. Cum merge treaba? Vindeți ceva? Domne, binișor. Da, cam greu față de anul trecut. Anul trecut s-au vândut bine, dar cu cam greu, ce să mai. Și mai ieftin, 200, anul trecut am vândut cu 250, 200, sub 230 n-am dat deloc. Dar acum merge cam greu, să știți, foarte greu. Dar asta e. Chiar cu prețul mic? Păi și cu prețul mic și tot nu-i vindem. Că nu sunt cumpărători, mie sunt, dar nu sunt cumpărători. Cumpărătorii ce spun? De ce nu mai aleg mielul pentru masa de Paște? Nu spun nimic. Noi rugăm cu mie, dar nu ia nimeni. Care să ia, care nu. Spun că iau curcan, iau pulpe, iau alte. Cam prost, foarte prost. Față de anii trecuți, foarte prost. Prețurile cum sunt? Sunt mici în comparația cu anii trecuți. Mi-au cu 180, 200, anul trecut s-au vândut cu 250, cu 230, dar în comparație cu anii trecuți foarte slab. Nu mai are lumea bani, traiul scump, bugetul subțirel, toate sunt în funcție de buget. Și miei și porci au fost ieftini, toate. Cumpărătorii ce spun? De ce nu mai ale carnea de miel? Nu știm, probabil că se duc la alte, la supermarketuri mai mari, nu știu, își iau o bucățică, o pulpă, o coastă, fiecare în funcție de buget, totul depinde de buget. Foarte slabă vânzarea. De ce credeți dumneavoastră? Nu știu, cred că datorită marketurilor care au prețurile foarte, foarte mici față de noi de producători și... La dumneavoastră cât este kilogramul? 19 lei. Și sunteți dispusă să negociați? Automat, că dacă vine clientul, trebuie să-i mai lași și lui acolo de fiecare dată. Vă mulțumește prețul? Nu. La investiția pe care am băgat-o și la cât am cheltuit și toate astea, nu. Este foarte mic. În comparație cu anii trecuți? Este 26 de lei. În comparație, mult mai mic față de anii ceilalți. Vânzare foarte proastă. Vânzare extraordinar de slabă. E extraordinar de slabă. De când avem animale de 30 ceva de ani, vânzare ca anul ăsta niciodată așa slabă n-a fost. Cumpărătorii ce spun? De ce nu mai alerg carnea de miel? Pentru că o concurență foarte mare și au de unde să ia. Au de unde alege. Sunt marketurile pline, prețurile le-au lăsat marketurile foarte mici. Și așa că noi producătorii muncim degeaba. Cum vi se par prețurile? Prețurile sunt ok, dar se putea și mai bine. Dar dacă stăm să facem o comparație între hipermarketuri și ce se vinde aici? Nu știu ce să vă zic, că nu am fost în hipermarketuri foarte mult, dar vreau să zic că cel puțin aici ai certitudinea că sunt naturali și crescuți fără îngreșăminte. Deci ați ales și pentru acest an carnea de miel și nu v-ați reorientat către altceva? Nu știu, pasăre sau porc, de ce nu? Eu nu mănânc carne de porc, nu-mi place carnea de porc și mielul este tradițional. Pentru a-și putea comercializa produsele, vânzătorii trebuie să dețină pe lângă un certificat de la medicul veterinar și un certificat care să ateste calitatea de producător. În fiecare locație de sacrificare și comercializare animale există și un medic veterinar ce veghează la respectarea condițiilor de igienă. De la medicul veterinar de acolo, din localitate, îi trebuie un certificat sanitar veterinar și un document de
vânzare, de mișcare, formulare F2, certificatul de producător de la primărie, așa, și documentul de lanț alimentar, adică sunt animalele sănătoase, nu s-au făcut tratamente și se pot sacrifica și se pot consuma. În această perioadă, reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt au demarat mai multe acțiuni de control, atât în piețe și târguri, dar și la agenții economici care au ca domeniu de activitate comercializarea de produse din carne. Și cum neregulile nu au întârziat să apară, sancțiunile au fost pe măsură. Evident, am găsit nereguli, am găsit și unități care corespundeau și, într-adevăr, totul era ok. Acolo unde am găsit nereguli s-au aplicat sancțiuni contravenționale, au fost aplicate suspendări de activitate, confiscări ale produselor și dirijate către unitățile de neutralizare. Pentru noi e o activitate specifică, numai că datorită creșterii volumului de vânzări în perioada aceasta, că la noi sunt două perioade grele, să zic așa, sărbătorile de Paște și sărbătorile de iarnă, de Crăciun și Revelion. În târgurile și piețele agroalimentare din județ, prețul cărnii de miel pornea de la 8-9 lei per kilogram pentru animalele vii și ajungea la 19-20 de lei pentru cele sacrificate. Nici carnea de pasăre nu se cumpără pe bani puțini. Un curcan, spre exemplu, poate ajunge pe masa de Paște doar după ce cumpărătorul scoate din buzunar chiar și câteva sute de lei.